Acest program conține plasare de produse. Să aveți bucurie, sufletelor dragi! În această seară și în această zi eu voi vorbi despre minunile credinței. Vă voi împărtăși lucruri minunate care cu siguranță vă vor uimi, mai ales că în plin post, în prag de mari sărbători care ne așteaptă, minunile sunt vădite prin credința oamenilor și prin participarea celora care cred la săvârșirea lor. Am ales această temă în această seară în care vă vorbesc din studio tocmai pentru a vă întări convingerea că nimic nu este întâmplător în viața noastră. Tocmai pentru a vă întări convingerea că lucrurile care ni se întâmplă uneori nu sunt întâmplătoare, nici suferința, nici bucuriile care vin pe parcursul vieții nu vin de capul lor. Suferința vine de multe ori să te întărească atunci când te-ai eliberat de ea și să te apropie de Dumnezeu, iar bucuriile vin pentru a-ți încărca sufletul tău de ceea ce numim noi viață. Pentru că, poate știți sau nu știți, că o mare parte din activitățile zilnice sunt generate de emoția și de hrana pe care noi i-o oferim sufletului nostru. Trebuie să știm că lumea se împarte în mai multe categorii. Sunt oameni care cred în Dumnezeu, sunt oameni care spun că de fapt cred în Dumnezeu, dar sunt departe de adevăr. Sunt oameni care spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar au un suflet plin de ură. Sunt oameni care ne mint, nesinceri, falși, și sunt oameni sinceri, curați la inimă și cu o sinceritate aparte pe care în ziua de astăzi trebuie să recunoaștem greu o mai regăsim la cei din jurul nostru. Trebuie să știți că mărturiile care se fac de la oamenii care trec prin evenimentele vieții nu sunt făcute la voia întâmplării. Sunt oameni care vin și își povestesc viața sau vă povestesc viața lor, dumneavoastră, și vin și vă exemplifică anumite momente pe care le-au trecut sau le-au trăit într-o stare de tensiune, tristețe sau supărare. Sunt oameni care nu au reușit nici până astăzi să uite sau să se vindece de anumite traume ale trecutului, și sunt oameni care au trăit momente de cumplită amărăciune și care nu pot ierta persoanele care le-au pricinuit această suferință. Însă, prin ceea ce vă voi mărturisi eu astăzi și prin exemplele pe care vi le dau, vin și vă spun că Dumnezeu este mare. Dumnezeu este creator al Universului și dacă ar fi să-L definim într-un cuvânt mai simplu, Dumnezeu este iubire. Din iubirea față de Dumnezeu, sfinții și-au dat viața pentru El. Din iubirea de Dumnezeu, oamenii care au ales să-I urmeze calea, și mă refer la preoți, mă refer la oamenii care s-au dedicat profesiei lor prin puterea credinței și a dragostei, au avut la bază acest sentiment al iubirii necondiționate față de un Dumnezeu al adevărului, un Dumnezeu al bucuriei și un Dumnezeu al puterii depline, pe care noi, dacă am înțelege să ni-l aducem în viața noastră,
astăzi n-am mai avea parte de nicio suferință și de nicio încercare la care suntem astăzi supuși. Și cum este omul? Omul este ca o frunză în vânt. Atunci când este tânăr, are vise. Atunci când este sănătos, se crede puternic, mai ales atunci când are bani, când are o conduită a vieții, poate mai mult decât s-a așteptat să-i o dea soarta. Și schimbările multora dintre noi apar atunci când viața noastră se transformă prin abundență, pentru că am întâlnit mulți oameni care, prin bogăția lor, prin puterea funcțiilor, s-au schimbat și au uitat de ceea ce numim noi smerenia și modestia, care ar trebui să-i caracterizeze și să îi aducă cu picioarele pe pământ. Și tocmai pentru că vorbim despre iubirea supremă, voi vorbi astăzi despre Sfântul care mie și multor sute sau mii de oameni le-a schimbat viața. Voi vorbi despre Sfântul Pancratie, de care v-am vorbit poate în fiecare emisiune și probabil mulți veți spune ne-a cam plictisit acest părinte vorbindu-ne atât de mult de sfânt. Însă, minunile pe care Sfântul ni le arată și nu numai el, și Sfânta Agnia, pe care o vedeți în imagine, vindecătoarea bolilor fără leac, Sfânta Cecilia, ajutătoarea celor care vor să se căsătorească, Sfântul Emidio și așa mai departe, toți acești sfinți sunt mărturisitori a iubirii necondiționate pe care noi ar trebui să o avem față de Dumnezeu. Și pentru că astăzi suntem foarte aproape de un eveniment spiritual care s-a petrecut la Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, unde au venit pelerini din toată țara să o serbeze pe Maica Domnului și să se închine Sfântului Pancratia, căror sfinte moaște sunt găzduite în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Au venit acolo și împreună cu poporul ne-am rugat ca Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, pe care am serbat-o cu toții de bună vestire, să aducă vești bune, să aducă împlinirea dorințelor, mângâiere sufletelor și, bineînțeles, iubirea celor care o caută. Aș vrea să vă fac o mărturie pe care o să o susțin acum cu probe, că în timp ce citeam rugăciunea către Sfântul Pancratie, prin care îl rugam să aducă iubire în sufletele credincioșilor, și un paragraf din acatistul lui sună cam așa, după cum vedeți în icoană, este un porumbel care ține în cioc un finic. Acolo există un text în acatist unde vorbesc de acatistul autentic, nu cel care a fost preparat sau inventat de unii care dintr-o dată au devenit interesați de viața Sfântului și de icoana lui. În timp ce ne rugam, după cum vedeți în imagine, și vă rog, regia poate, nu știu, poate să mărească poza, acest porumbel s-a așezat pe turla bisericii, chiar în vârf, și în cioc avea o crenguță. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, oare câtă probabilitate poate exista ca un porumbel care se așează, poate, mi-o spune mulți, să se liniștească, să aibă în cioc, iată, această crenguță. Poate regia o mai dă o dată. Aceasta este o poză pe care am descărcat-o de pe telefon. A fost surprins acest eveniment de o credincioasă care l-a mărturisit și aici vedeți, dacă vă rog, regia să mai dea o dată poza cu turnul bisericii.
Dacă veți observa, în ciocul porumbelului există o crenguță. V-aș ruga să o vedeți și în icoană, crenguța porumbelului lângă capul Sfântului. Acest lucru ne-a întărit convingerea că Sfântul a ascultat rugămintea celor care s-au rugat pentru a le aduce iubirea și a le împlini dorințele. Și ceea ce v-am demonstrat astăzi este de fapt o minune a multor confirmări, să zic, și este o mărturie de fapt a multor altor minuni care s-au petrecut și se petrec în această bisericuță binecuvântată de Dumnezeu, care îl are ca și ocrotitor pe Sfântul Pangratie, pe Sfânta Agnia și, sigur, este sub oblăduirea Maicii Domnului. Trebuie să știți, iubiții mei, că icoanele sunt vii. Nu cred că există familii, cu excepția celor care au o altă părere sau au un alt cult, nu neapărat ortodox, poate sunt de alt cult neoprotestant, care nu acceptă ideea că poate fi o icoană a unui sfânt în casa lor. Dar în proporție de 90%, toți credincioșii au o icoană în casă și icoana pe care o avem în casă, de fapt, este mărturie a credinței pe care noi o purtăm și a iubirii pe care o avem față de Sfântul respectiv, indiferent cum se numește, și față de Dumnezeu. În cazul nostru, eu am fost dator să vă mărturisesc acest eveniment pentru a arăta lumii întregi faptul că prezența unui porumbel cu o crenguță în cioc este de fapt mesaj al darului pe care Sfântul transmite și l-a trimis tuturor acelora care au venit de departe, pelerinilor care au venit să se închine și care, sigur, că sunt așteptați pe data de 9 iulie, când va fi ziua Sfântului, să vină și să se roage. Nu pot decât să vă spun că ceea ce citim de altfel și ceea ce aflăm și auzim, că nimic nu este întâmplător, se confirmă și în zilele noastre. Vreau să mă adresez astăzi celor care sunt nefericiți. Constat pe zi ce trece că nefericirea, pe lângă anxietatea și depresia pe care mulți dintre noi am început să o cunoaștem, nefericirea a devenit o modă. Dacă îi spui unui om ce înseamnă să fii fericit, ce înseamnă să fii bucuros, parcă nu te crede sau are impresia că aceste cuvinte de o vibrație și de o valoare înaltă sunt doar povești pe care un om de rând nu le poate atinge. Și vă spun că este greșit să gândim așa, pentru că viața noastră este de fapt oglinda ceea ce noi suntem astăzi și activității noastre pe care noi o desfășurăm astăzi pe acest pământ. Sunt întrebat frecvent de către dumneavoastră, credincioși, și de către tineri: de ce, Părinte, atrag în viața mea numai oameni care îmi aduc nefericire sau care îmi compromit plăcerea de a trăi fericit sau fericită? Pentru că noi, prin ceea ce facem și în mod special prin ceea ce gândim, suntem oglinda a propriilor noastre gânduri și sentimente pe care le transmitem mai departe și pe care le nutrim de multe ori. Un om care cu adevărat își dorește să cunoască adevărul trebuie să se lepede de păcatul minciunii. Un om care își dorește cu adevărat să fie sincer, la rândul lui trebuie să fie sinceră persoana de lângă el, mă scuzați, la rândul lui trebuie să fie sincer.
Dacă tu, la momentul de față, trăiești o viață care nu ți aparține, pentru că viața care nu ți aparține se traduce în nefericirea ta, atunci nu este momentul ca acum, în starea în care ești, cu rănile sufletești pe care le porți, să-ți întâlnești perechea care să te ajute să te ridici și să devii altcineva. Pentru că la modul la care tu gândești astăzi, la modul la care tu privești prezentul și viitorul, vei atrage lângă tine oameni care sunt la fel ca tine. De aceea se spune că un om căruia-i frică să nu fie furat este la fel ca cel care gândește asta. Adică ți-e frică să nu fii furat pentru că și tu la rândul tău poate de-a lungul vieții ai făcut asta. Ți-e frică de multe ori de moarte, însă nu știi că moartea poate veni oricând. Sunt oameni care, din păcate, au părăsit acest pământ diagnosticați fiind cu un diagnostic, de altfel, sigur, fac pleonasm pe care n-aș dori să-l mai auzim, COVID. Acești oameni, poate în urmă cu mulți ani, au visat să ajungă la bătrânețe și ceva s-a întâmplat, o poveste poate tristă, pe care nu și-au dorit să o întâlnească, le schimba cursul vieții și familia au rămas fără tată, fără mamă, fără bunici și toată această situație care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre noi a adus multă nefericire. Este important să știm ce vrem de la noi. Din păcate, sunt oameni care nu se pot lepăda de trecut. Sunt oameni care, chiar dacă au trecut prin suferință, n-au învățat nimic de la ea. Sunt oameni care n-au încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Acelora le vorbesc astăzi, oameni buni, ce semne și minuni doriți mai mari decât acelea pe care Dumnezeu ți le dă zilnic prin faptul că poți vorbi, prin faptul că ai capacitatea și forța de a scrie, de a vedea și de a compara frumosul sau de a face diferența între frumos și urât. Și nu numai atât, dar trebuie să mai știm că a crede în Dumnezeu, a iubi pe cineva, a fi bun, toate aceste lucruri de care v-am spus sunt daruri pe care nu oricine le poate avea. Oamenii care își pierd speranța în Dumnezeu ajung să se îmbolnăvească. Știți oare câți dintre dumneavoastră, cei care astăzi mă priviți, nu vă veți regăsi în ceea ce vă voi spune în câteva momente? Știți de ce v-ați îmbolnăvit? V-ați îmbolnăvit pentru că sufletul vostru a fost trist? V-ați îmbolnăvit pentru că în viața, în familia și în casa voastră n-ați primit prețuirea care trebuia să o aveți? V-ați îmbolnăvit pentru că n-ați avut cu cine vorbi și n-ați avut cui să vă spuneți durerea și suferințele vieții pe care le aveți? Și toate aceste lipsuri ale vieții pe care noi le întâlnim și prin care trecem de-a lungul vieții noastre, toate acestea, necazurile, supărările, frustrările, neîmplinirea, îmbolnăvește sufletul și odată cu sufletul se îmbolnăvește și corpul. Este important să știți că pentru toate aceste situații în care noi suntem încercați, Dumnezeu ne-a lăsat o cale liberă, ne-a lăsat o speranță. După cum observați, rulează în continuare, poate pentru cei care au deschis mai târziu, imaginea unui porumbel ce stă
pe turla bisericii cu crenguță, imagine preluată pe data de 25 martie de Buna Vestire, când se citea în biserica Acatistul Sfântului, unde la paragraful cu și ne dă nouă iubirea, așa precum porumbelul ți-a dus finicul în gură, în cioc, așa să ne-o duci și nouă. Toate aceste mesaje pe care noi le întâlnim și mesaje pe care le trăim sunt dovezi pe care trebuie să le accepți că sunt semne că Dumnezeu răspunde rugăciunii tale, dar că rugăciunea ta pentru a fi ascultată și pentru a se împlini dorința pe care tu i-o ceri lui Dumnezeu trebuie să fie una sinceră și trebuie să fie înainte de toate neîndoielnică. Sunt oameni care se roagă lui Dumnezeu și care nu cred în ceea ce cer. A crede în Dumnezeu înseamnă a nu te îndoi de puterea și de forța pe care o are. Pentru că Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este pace, Dumnezeu este vindecare, Dumnezeu este șansă pentru fiecare. Și când spun Dumnezeu, trebuie să mă gândesc la o forță supremă a Universului care, dacă eu comunic prin rugăciune, prin fapte, prin tot ceea ce pot oferi bun la ceea ce mi-a dat, mă va ajuta să devin puternic sau puternică, să mă eliberez de tot ceea ce înseamnă rău și viața mea să meargă înainte. Cu siguranță mă veți întreba cum ne putem elibera de suferință, cum ne putem elibera de blocajele vieții în care suntem și ce putem face ca viața noastră să se schimbe și să nu mai trăim aceste momente de tristețe, de tensiune pe care astăzi le întâlnim sau le parcurgem. Într-un cuvânt, ce putem face pentru a ne vindeca sufletul și trupul de suferință? Răspunsul, cu siguranță că l-așteptăm mulți. Răspunsul pe care eu vi l-aș recomanda ar fi următorul: să vă luați concediu la probleme, cel puțin 10 zile. Să încercați să vă detașați de supărare, să încercați să vă detașați de încercările și necazurile care vă apasă. Pentru că încercările și necazurile care vă apasă nu fac altceva decât să vă îmbătrânească chipul, să vă alunge zâmbetul și să vă aducă tristețea. Și să știți că odată tristețea instalată în sufletul unui om, greu mai pleacă de acolo. Mă veți întreba de ce? Pentru că ea este alimentată de cuvintele noastre, ea este alimentată de necredința noastră și ea, bineînțeles, este întreținută de răutatea sau răul pe care noi îl atragem la noi prin lipsa de încredere deplină în puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, câtă vreme era pe pământ, a învățat omenirea să nu îi fie frică, să nu ți-e frică de nimic din ceea ce îți va face ție omul, căci puterea lui Dumnezeu este mai presus de răutățile lui. Oare câți dintre noi reușim să ne capacităm atenția și voința ca cel puțin o oră sau două din timpul nostru să-l dăruim lui Dumnezeu? Prea puțin. Noi oamenii suntem interesați de bogăție. Merg oamenii pentru a-și aduna comori,
pentru a face bani, mii de kilometri. Pleacă din țară, mii de kilometri pe drum, pentru a încărca o mașină cu mobilă sau a-și cumpăra anumite lucruri ce le sunt necesare casei lor. Când vine de vorba de suflet, deși au biserica peste drum de bloc sau de stradă, deși au biserica foarte aproape, nu vor să meargă. Li se pare inutil sau prea plictisitor ca să stea și să asculte o sfântă liturghie două ore și să-L laude prin cuvintele lor așa cum știu și pot pe Dumnezeu. Dacă avem astfel de trăiri, dacă avem astfel de comodități de care noi nu ne putem elibera, atunci de ce mai cerem ajutorul celui pe care noi nu-L respectăm și nu-L iubim cu adevărat? Dumnezeu. Când îl iubești pe cineva cu adevărat, lași totul deoparte și ești acolo. Când îl iubești pe Dumnezeu, lași materia, lași interesul materiei zilnice, a lucrurilor, activităților tale și ești acolo, lângă El. Te prezinți în locul unde sufletul se încarcă de bucurie, acesta fiind Sfânta Biserică. Oare câți dintre noi încercăm să înțelegem cât de important este a merge la biserică și cât de important este să te rogi? De aceea, iubiții mei, trebuie să știți că rugăciunea este mai presus de puterea minții. Rugăciunea poate să-ți aducă minunea schimbării vieții tale, vindecării tale sufletești și credința poate să facă din tine omul care ai cunoscut iadul, să cunoști raiul, iar lipsa acesteia, lipsa credinței, te poate conduce din rai spre iad, pe care tu îl vei cunoaște încă de pe acest pământ și nu vei ști cum să te eliberezi de suferință. M-aș opri câteva momente la durerile pe care noi le avem în trup. Să știți că mulți dintre dumneavoastră vă plângeți că aveți dureri. Dureri de spate, dureri de cap, dureri de picioare. V-ați întrebat de unde vin acestea? Toate aceste dureri vin de la nemulțumirile sufletului vostru. De la faptul că voi nu sunteți mulțumiți cu ceea ce faceți, cu ceea ce ați trăit sau cu ceea ce trăiți. Iar durerile, în mod special de spate, vin de la frica pe care omul o are și nu și-o poate depăși. Sunt oameni consternați de frică, care trăiesc zilnic în teroarea că li se poate întâmpla ceva, că pot păți ceva, că nu le va merge bine, că vor avea surprize și încercări. Și așa cum vă spuneam, acești oameni care gândesc așa, astfel, își atrag în viața lor ghinionul sau își atrag în viața lor nefericirea. Așa cum cuvintele sunt ființe vii, așa precum natura este vie, așa precum telefonul cu care vorbești este ceva viu pentru că te ajută să comunici cu cei din afara țării, cu cei din vecini, cu cei din casă, cu cei dragi ție. Așa și icoanele pe care noi le cinstim și le prețuim prin imaginea Sfântului devin vii și aducătoare de pace și liniște în casele unde ajung, pentru că poartă chipul sfințeniei unui om sau unei sfinte care l-a prețuit și l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât propria lor viață. Am putea vorbi multe despre acest subiect, însă vreau doar să știți că prin sfinții despre care eu v-am vorbit, vi-l aduc pe Dumnezeu mai aproape de suflet. Aș vrea să vă spun, pentru că o vedem pe Sfânta Cecilia în imagine, că moaștele ei
se află în orașul Gherla, în județul Cluj, la paraclisul care îi poartă numele Sfânta Cecilia. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, voi ajunge și eu pe acolo să mă închin și cu ajutorul Bunului Dumnezeu mă voi ruga pentru toți cei care vor ajunge la locul unde Sfânta și-a ales să poposească de acum pentru multă vreme. Este mare lucru să ai această bucurie sau să simți această bucurie de a avea pe Sfinții aproape. Se spune că dacă ai un Sfânt pe care îl iubești și îl venerezi, este suficient să-i strigi numele și el vine lângă tine. S-a întâmplat de multe ori ca oamenii să vadă minunile pe care Sfântul Pancratie l-a făcut sau Sfânta Agnia, numită de altfel și Sfânta Vindecătoare a bolilor fără leac. S-au întâmplat câteva minuni, pentru că vorbim despre minunile credinței pe care aș vrea să vi le mărturisesc și care, sigur, pot fi susținute de argumente ale oamenilor care le-au rostit și care au venit să confirme ajutorul pe care l-au primit. Una dintre minunile recente pe care mulți dintre cei care mă ascultați a fost de față când s-a făcut mărturia, a fost a unei tinere de 35 de ani și a intrat în menopauză. După toate analizele și tratamentele pe care medicii le-au recomandat, aceștia au dat un verdict, din păcate, dezarmant pentru această tânără care a venit răvășită plângând să se roage Sfântului Pancratie să nu ia această bucurie de a putea fi mamă. A venit la mine în urmă cu un an, i-a spus să nu-și piardă încrederea, să se roage Sfântului Pancratie și să-i pună o dorință la căpătâi și Sfântul va ajuta. A plecat plângând și a zis: Părinte, mi-ați dat curaj și sunt convins că rugăciunile mele prin puterea Maicii Domnului și a Sfântului vor fi ascultate. Pentru că am avut prilejul de a mă reîntâlni cu această tânără după aproape un an sau chiar mai mult, nu știu exact. A venit și a mărturisit, de altfel față de toți oamenii care așteptau în acea sală, faptul că a fost vindecată și că după ce a cunoscut un tânăr în urmă cu 6 luni, astăzi este și însărcinată și va fi mamă. Aceste mărturii, vi le spun, și au fost făcute public față de alți martori și credincioși care erau la fața locului. V-aș întreba, oare e nevoie de mai multe dovezi când le vezi cu ochii tăi și când le auzi? Ce ar trebui să se mai întâmple ca voi să fiți convinși că Dumnezeu există și lucrează prin Sfinții Lui și prin oameni? Oare ce ar trebui să mai înțelegem atunci când vedem de altfel că mai presus de puterea minții este puterea credinței și este puterea pe care noi o primim și se săvârșește prin contribuția pe care o avem la credința și mărturisirea rugăciunii. Dacă atunci când te rogi pentru ceva, crezi în ceea ce ceri, rugăciunea ta va fi ascultată. Dacă te îndoiești atunci când ai mers la biserică, dacă te îndoiești că este prea scump ceva ce ți-ar putea face ție bine sau ți-ar putea ajuta, atunci nu mai fă nimic, pentru că jertfa pe care o faci este zadarnică. Nu vă îndoiți niciodată de puterea credinței, nu vă îndoiți niciodată, dragilor, de darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat
și rămâneți uniți în rugăciune și speranța pe care voi o aveți să o reaprindeți, rugându-L pe Dumnezeu și pe Sfinți, pe Sfântul Pancrate sau Sfânta Agnea sau Sfânta Cecilia sau ceilalți Sfinți, să vă împlinească vouă cererile și să vă aducă mai aproape de Dumnezeu. Ar fi multe de vorbit, nu știu dacă mai avem timp să continuăm în această emisiune, dar vă pot spune că Bisericuța Sfânta Maria vă așteaptă cu porțile deschise. Vă așteaptă să o vizitați pe Maica Domnului și pe cei doi sfinți care și-au ales ca și casă și loc de închinăciune acest colț de rai binecuvântat. Nu vă uitați la răutăți și nu aplicați urechea la vrăjmășia și necurăția și neputința unor oameni care vin să denigreze și să lovească în frumusețea darului lui Dumnezeu. De fiecare dată vor fi oameni care vor vorbi urât despre anumite persoane, poate și despre dumneavoastră. Întotdeauna vor fi oameni care te vor supune judecății și te vor cântări și măsura după gândirea lor. Însă acești oameni cred că dacă ei sunt într-un anumit fel, toți ceilalți sunt la fel ca ei. Un om care este suspicios, care este superficial și care te analizează și te cercetează, este un om, din păcate, bolnav. Și este bolnav de o boală care nu se vindecă ușor. Am cunoscut prea puțini oameni răi sau răutăcioși care să se întoarcă cu bunătate la Dumnezeu. Pot să spun că prea puțini. Însă eu cred totuși că mai presus de mintea umană și mai presus de ceea ce vedem cu ochii, există frumusețea și puterea Universului în care noi trăim și care te va trage la răspundere la momentul și timpul potrivit. Dacă Dumnezeu te-a lăsat sănătos, dacă Dumnezeu ți-a dat puterea de a munci, de ce îți bagi joc de sănătate? De ce ești alcoolic? De ce ești viciat de aceste vicii care îți aduc slăbiciune sufletului și trupului? Și acest de ce poate continua? Eu v-aș dori, celor care mă ascultați astăzi, să înțelegeți că minunile sunt văzute zilnic în viața noastră prin semnele pe care ne le trimite Dumnezeu sau Sfinții și prin, iată, semnul pe care Sfântul ni l-a dat nouă credincioșilor atunci când ne rugam împreună, că rugăciunea noastră trimisă către Sfânt nu rămâne neascultată. Trebuie să știți că această bisericuță, colț de rai, peste 25 de tineri și-au găsit perechea. Sunt peste 16 cupluri care astăzi au copii și sunt, poate nu mai le pot cuprinde pe numărul degetelor, persoane care au dat mărturie că și-au găsit vindecarea sufletului și tămăduirea suferințelor trupești, și toate acestea n-ar fi fost făcute dacă omul n-ar fi crezut cu adevărat în puterea credinței, în puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ați ști câte întâmplări nefericite ascult zilnic, dacă ați ști de multe ori cât de încercat sunt eu de dușmanii, de răutăcioșii, de oamenii
cu o gândire samavolnică, diabolică, pe care o au împotriva unui om care nu v-a trimis niciodată la bar, nici la disco. O am împotriva mea ca om pentru că sunt iubit de dumneavoastră, cei care cu drag mă ascultați în fiecare seară și care cu drag așteptați ca în ziua de duminică, de exemplu la ora 6 sau seara de la ora 10, să fiu prezent în casele dumneavoastră. Prezența mea în casele dumneavoastră este dar pe care Dumnezeu mi l-a dat mie ca eu să vi-l pot transmite pentru mânghierea sufletului și pentru bucuria vieții. Dacă eu n-aș fi fost, Sfântul de care v-am vorbit atât de frumos, Sfântul Pangratie, n-ar fi fost cunoscut și poate nu v-ar fi ajutat. Dar hai să vedem și partea bună a lucrurilor. De ce să vedem întotdeauna răul și să căutăm răul în viața unui om? Să analizăm momentele frumoase pe care le-am trăit în viața noastră. Să realizăm de altfel că lucrurile care s-au întâmplat și se întâmplă nu sunt întâmplătoare. Și să ne amintim, așa cum vă spuneam, de ceea ce spunea un mare înțelept. Dacă vrei cu adevărat să fii fericit, încearcă să-i aduci fericire celui de lângă tine și prin fericirea lui vei dobândi și tu bucuria și vei rămâne în arta bucuriei și a fericirii. V-aș întreba, oare când v-ați simțit ultima dată fericiți? Oare când ați mai folosit cuvântul te iubesc sau cât de des îl folosiți când vă adresați soțului sau soției? Și vă spun că poate aproape deloc. Sunt momente în viață pe care noi le parcurgem, ani trec, viața trece pe lângă noi, timpul trece și nu ne dăm seama. Ne trezim bătrâni sau ne trezim la o vârstă destul de înaintată că suntem singuri, necăsătoriți, neîmpliniți și ne întrebăm de ce. Există blesteme, există farmece, există duhuri necurate care, din păcate, pun stăpânirea pe mintea noastră și ne conduc spre deznădejde. Dar așa cum există acestea, există și soluții. Să le îndreptăm, să le reparăm. Și aceste soluții despre care eu vă spun sunt practice pentru că țin de altfel de propria noastră voință. V-aș întreba, în schimb, de unde vă luați energia? De unde vă primiți voi, cei care mă ascultați astăzi, energia sau vlaga de a vă putea ridica în pat, de a putea să râdeți, sigur, sau să plângeți, să gătiți, să mâncați și așa mai departe. La această întrebare aș vrea un răspuns și știu că poate pe mulți această întrebare v-ar pune în încurcătură pentru că n-ați ști să răspundeți sau dacă ați răspunde, poate n-ați răspunde corect. Această energie și acest dar îl puteți dobândi prin iubirea necondiționată pe care trebuie să-i oferi lui Dumnezeu și prin rugăciunea care trebuie să-i înalți fără să-i cer ceva la schimb. Nu poți să vii să spui, îți dau dacă îmi dai. Aș vrea să vă mai spun că în casele unde sunt necazuri multe și probleme, în casele bântuite, este bine să vă căutați o icoană veche și să o așezați pe perete, fie lângă televizor sau lângă ușa de intrare, pentru că prin puterea rugăciunii, prin puterile pe care icoana le are de-a lungul vremii, dobândite de la rugăciunile pe care oamenii le-au făcut către Dumnezeu prin ele, acestea pot să aducă în casa și în familia noastră, a tuturor, binecuvântare și liniște. Aș vrea să faceți un exercițiu
pentru câteva zile, o zi sau două, luați-vă concediu la probleme, încercați să nu le mai dați valoare și veți vedea la un moment dat că viața voastră va începe să se liniștească, iar gândurile voastre să se adune. Trebuie să mai știți că lumea aceasta, împărțită în mai multe categorii, așa cum vă spuneam la început, pentru mulți dintre noi nu este lumea noastră. De mic mi-am dorit să trăiesc într-o lume pură, într-o lume curată, într-o lume în care să nu dau voie răutăcioșilor să-mi facă rău. S-au întâmplat multe lucruri minunate din ceea ce mi-am dorit, pentru că atunci când îți dorești cu adevărat ceva, obții. Nu există să-ți fi dorit ceva dacă ți-ai dorit cu adevărat și n-ai putut să obții. Eu astăzi vă spun că dacă vă doriți cu adevărat ca bucuria să vină de plină peste voi, veți reuși. Important este să nu vă îndoiți. Avem model al bucuriei și al dragostei pe Sfântul, aducător de pace și de bucurie, Sfântul Pangratie. Avem model, iată, de bucurie pentru toți cei care iubesc muzica, iubesc arta, iubesc frumosul și vor la rândul lor să cunoască iubirea pe Sfânta Cecilia. Avem speranțe și câtă vreme speranțele trăiesc, avem capacitatea și forța de a demonstra celor care s-au pierdut că noi suntem puternici, punându-ne în rugăciune și rugându-L pe Dumnezeu sau pe Sfânta Cecilia să ne aducă în viața noastră perechea sufletului, să ne aducă frumusețea muzicii sufletului nostru, care ar trebui să vă încânte și care ar trebui să ne aducă nouă celor care ascultăm, să ne aducă o rază de speranță. Pentru că ne apropiem de sfârșit, vreau doar să vă spun că spiritul sau sufletul, voi vorbi prima dată de suflet, sufletul, câtă vreme va fi hrănit de bucurie, nu va cunoaște întristarea. Bucuria o dobândești prin faptele tale, de aceea încercați să nu mai fiți triști. Opriți-vă din plâns, opriți-vă din teama de a nu vi se întâmpla ceva, pentru că Dumnezeu vă va păzi și nu o să pățiți nimic. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea ceea ce voi nu puteți avea și să facă ceea ce voi nu puteți face. Și împreună, la acest ceas de seară, să spunem o rugăciune, sau de dimineață pentru cei care ne ascultă în reluare, o rugăciune pe care rostită cu toată lumea, cu miile sau sutele de mii de oameni care ne ascultă, să aducă puterea și bucuria de a vindeca pe cei bolnavi, de a rezolva necazurile și supărările celor care sunt astăzi în nevoi și de a-i aduce aproape de Dumnezeu pe cei care s-au rătăcit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Mare Mucenice Pangratie, Sfântă Agnea, Sfântă Cecilia, Sfinte Emidio și voi sfinților, pe care îi avem și îi purtăm în suflet, ajutați-ne pe noi, spuneți-vă numele, ca de azi înainte să nu mai cunoaștem întristarea, să ne vindecăm de bolile sufletului și ale trupului
și să fim binecuvântați. Amin. Doamne ajută să ne întâlnim cu bine. Acest program a conținut plasare de produse.